Campionatul județean de fotbal va debuta pe 5 septembrie după un program ce deocamdată nu a fost făcut public. În acest sens, Asociația Județeană de Fotbal pregătind o conferință de presă pentru joi, 3 septembrie. Una peste alta, echipele au intrat în linie dreaptă la capitolul pregătiri, iar Dunărea Giurgiu și-a chemat sâmbătă băieții la vestiar și i-a îmbrăcat în echipamentul oficial pentru fotografia de grup de dinaintea startului în campionat. Am făcut o serie de achiziții, am completat lotul nostru de seniori care a suferit în campionatul trecut. Avem un lot de 22 de jucători complet, achiziții noi în număr de 12, jucători din orașul Giurgiu și din comunele apropiate orașului. Avem jucători de la Vedea, de la Călugăreni, adunații Copăceni, deci obiectivul nostru fiind locul 1, acesta a fost motivul pentru care am făcut aceste achiziții. Vă pleca jucători din vechea echipă? Da, mai mulți jucători au renunțat pentru că nu erau pregătiți să facă față pregătirii și cerințelor noastre și bineînțeles că au renunțat și noi am renunțat la serviciile lor. Așadar, Dunărea Giurgiu pornește la drum cu un lot îmbunătățit, ținta echipei pentru acest sezon fiind locul 1 sau 2.